foarte scurt, de ieri se vorbește prin târgul nostru despre un interviu al unui individ. Îl comentează politicieni, jurnaliști. Și lucrul acesta e cam straniu pentru că individul e un nimeni. În orice caz, nu este nici deputat, nici ministru, nici măcar un consilier. Dar de vorbit știți cum vorbește el? Ca un stăpân al Moldovei. La un moment dat zice în interviu că, uite, mulți de-a lungul anilor au zis că eu voi duce Moldova în Rusia, dar eu n-am dus-o. Înțelegeți? Un nimeni ne spune că el poate să ducă Moldova unde vrea mușchiul lui. Acest nimeni este, v-ați dat seama, Plahotniuc. Și dacă în puținele interviuri de până acum, când îi se dădea de înțeles că el este stăpânul Moldovei, Plahotniuc cocheta, care stăpân? Cum poate un om să conducă totul? Acum Plahotniuc nu mai cochetează. Acum el se ia în serios ca stăpân al Moldovei. Cetățeanul acesta nu dă prea des interviuri. Bun, el în general nu dă, că îi le scriu alții. Dar uneori totuși îl răzbește și atunci el își pune sclavii să-i scrie interviu. Și când se întâmplă asta? Deja cred că nu mai este o enigmă pentru nimeni. Îi cunoaștem fișca. Plahotniuc, ca un cap al mafiei, are nu numai drepturi în fața membrilor mafiei lui, dar și obligații. El este obligat să-i arate mafiei că e tare pe piață, că el controlează situația și că, prin urmare, mafioții pot fi pe pace. Acum vedeți că nu e liniște în țară, sunt proteste și mafioților a început să le tremure fundul pantalonilor. Păi uite, Plahotniuc pentru asta a dat interviu, ca să-și liniștească bandiții că el rulește în continuare. Deci ați reținut care au fost primele două ținte ale interviului, că el, Plahotniuc, recunoaște deschis că e stăpânul Moldovei și a doua țintă să-i liniștească pe mafioții săi că el e în formă și el conduce. Bineînțeles, a mai ochit și alte ținte și cu această ocazie iarăși a ieșit la suprafață esența lui de bandit de cartier. De pildă, el subliniază de câteva ori în interviu că el îi înțelege pe protestatari, dar că în platforma, da, există niște băieți răi care vor să-i folosească pe oameni. Nu, în platforma, da, sunt și oameni buni, zici Plahotniuc, vă închipuiți așa ceva? Dar sunt și niște răi care vor să se folosească de necazurile oamenilor și să vină ei la putere. Iar asta este inadmisibil. Vedeți că mentalitatea lui a rămas aceea pe când el își începea cariera de bandit și de proxenet care duce moldovence pentru prostituție în Turcia. Ați văzut vreun proxenet să lase pe alt proxenet să-i folosească fetele? Iese cu vărsare de sânge. Noi, cetățenii acestei țări, nu suntem nici cetățeni și nici oameni care vor în sfârșit să scape de cea mai cumplită năpastă acestui pământ. Pentru Plahotniuc, noi suntem fetele lui, pe care el le-a exploatat cum a vrut timp de 6 ani. Și acum, când fetele astea vor să se elibereze, nu doar din sclavia lui Plahotniuc, ci din sclavie în general, el zice că pur și simplu altcineva vrea să-i folosească fetele și că el asta nu o va admite în ruptul capului. Mai pe scurt, eu unul nu l-am văzut niciodată pe viu pe acesta furisit și sper nici să nu ajung vreodată să-l văd. Dar ori de câte ori îl văd la televizor, îi văd toată esența lui murdară și criminală. Și mă întreb, oare numai eu unul văd asta?